Reprezentanții regiunii transnistriene au declarat în cadrul întrevederii că soluțiile în procesul de reglementare al conflictului transnistrian trebuie să fie găsite la masa de negocieri. Totodată, liderul de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc, a declarat că semnarea tuturor documentelor în cadrul negocierilor în formatul 5+2 au fost făcute la inițiativa regiunii transnistriene. Aceste inițiative izcădile din ranii existuiți договоренности с молдавским руководством о. Aceste inițiative au venit după negocierile cu puterea de la Chișinău, unde am propus un șir de pași îndreptați spre colaborare economică și socială între ambele maluri ale Nistrului, și anume eliminarea barierelor în domeniul comerțului, circulația autovehicolelor și a cetățenilor. Noi scoatem din toate că încrederea se formează în concrete pași, în primul rând, social-economică sferă. Oficialul european a menționat că va face tot posibilul ca să fie aprobate și semnate toate documentele din runda de negocieri în formatul 5+2. Scopul meu aici este de a susține acest proces. Noi planificăm să organizăm o nouă rundă de negocieri, desigur cu folosirea factorilor pozitive ce s-au petrecut pe parcursul președinției Ucrainei în OSCE. Eu de asemenea voi încerca să susțin dialogul și să ajungem la o concluzie comună a ambelor părți. De asemenea, despre problemele și provocările din țară, oficialul european a discutat și cu președintele Parlamentului, Igor Corman. Noi am discutat situația generală, unde ne aflăm. Am discutat toate problemele care există, toate provocările pe care le simțim în ultima perioadă și în pofida acestor provocări, abordarea trebuie să fie una constructivă. Noi optăm pentru dialog, pentru identificarea soluțiilor problemelor care există. În urma întrevederilor cu ambele părți, reprezentantul OSCE a punctat și unele concluzii. I'm glad to say that I managed to learn a lot. Sunt bucuros să spun că am ascultat poziția ambelor părți și am realizat că atât administrația de la Tiraspol, cât și cea de la Chișinău este deschisă pentru a începe o nouă rundă de negocieri. De asemenea, sunt bucuros să confirm că următoarele negocieri vor avea loc în Viena în perioada 27-28 februarie. And to confirm that the first round will be held in Vienna 27 and 28 of February this year. Mulțumesc. Amintim că în această săptămână reprezentantul OSCE a avut o întrevedere și cu șeful statului Nicolae Timofti. Președintele țării a specificat în cadrul întrunirii că contribuția OSCE în reglementarea conflictului transnistrian este esențială, totodată declarând că poziția oficială a Republicii Moldova este de a soluționa conflictul pe cale pașnică. Tatiana Gherța, Pavel Voscoboi, pentru Știrile 21.